Salutare! Eu sunt Karat Jha, iar acesta este tutorialul de vioară cu numărul 124. La sondajul pentru acest tutorial, voi, cei abonați pe Patreon, ați votat în mare parte această melodie care face parte din repertoriul lăutăriei vechi, ceea care îmi place foarte mult și mie, și se numește piesa Doamne, dă-mi putere, interpretată și înregistrată în original de către Cornelia Katanga. Ea a fost o figură foarte importantă în muzica lăutărească veche și în acest stil, iar această melodie face parte din albumul ei care se intitulează Aș pleca cu tine în lume. Foarte romantic, de ce mă întrebați? Am păstrat aici tonalitatea originală, care este la minor, și am păstrat și riturnelele originale, dar am adaptat un pic melodia ca să sune bine pe vioară. Structura acestui tutorial o găsiți ca de obicei în bara de timing a playerului și acolo puteți selecta de unde vreți să învățați. Varianta în tempo sau ascultați, sau vreți detalierea la mâna stângă, varianta de structură ritmică sau secțiunea de arcuș. Voi alegeți și studiați după cum vă convine vouă. Și nu uit niciodată să menționez, dragii mei abonați de pe Patreon, cei mai curajoși și ambițioși violoniști de la școala de vioară online by Karat Jha. Ei sunt cei care au avut disponibile tutorialele complete, partiturile armonice, negativele și toate celelalte rubrici active acolo pe Patreon. Este foarte simplu să deveniți și voi membri acestei școli de vioară, doar accesați linkul din descrierea acestui video, intrați pe pagina oficială și dați join la abonamentul dorit. Nu uitați că sunt foarte activ și pe TikTok, acolo unde recent am ajuns la numărul de 12.000 de urmăritori și 125.000, cred, de aprecieri. Și de asemenea sunt activ și pe rețele sociale, Instagram și Facebook. Găsiți acolo și momente din activitățile mele din viața de zi cu zi. Știți, este o frază, vorba multă, sărăcia omului. Așa că hai să mergem la cântat. O să interpretez piesa în stilul meu, în felul meu. Voi asculta și după asta vă detaliez foarte și foarte amănunțit. Am plecat! Apogeatură. Da, deci trebuie să audă încă un re spre fa cu mordent în jos. Și după aia 3 de mi, pe a treilea facem trill. Ok, încă o dată locul ăsta. Thank you.